Incendiile au făcut ravagii noaptea trecută. Flăcările au cuprins mai întâi o fabrică de textile din Băicoi, județul Prahova. 200 de oameni au fost evacuați din calea focului izbucnit în curtea fabricii, care a cuprins și clădirea în care funcționează unitatea textilă. Pompierii care au intervenit rapid la fața locului au reușit să stingă incendiul după mai bine de o oră. Nimeni nu a fost rănit, însă au fost înregistrate pagube considerabile. Un incendiu violent a izbucnit și la o brutărie din localitatea Poiana Codrului, județul Satu Mare. Focul care a făcut scrum partea superioară a clădirii a fost stins după aproximativ o oră și jumătate de echipajele de pompieri din Crucișor, Bârsău și Satu Mare. Incendiul a fost stins, însă fiica proprietarilor îi acuză pe pompierii din Crucișor că, deși erau aproape, ar fi intervenit cu mare întârziere. Mai exact, ar fi ajuns după aproximativ 50 de minute de la solicitare și mai grav ar fi plecat în momentul în care au golit autospeciala, fără ca incendiul să fie stins. În ambele cazuri, anchetatorii vor stabili de la ce a pornit focul.